Nici coronavirusul și nici amenzile usturătoare nu-i sperie. 192 de persoane fizice și juridice s-au ales cu procese contravenționale și asta pentru că nu au respectat cerințele și restricțiile impuse de Comisia pentru situații excepționale în legătură cu prevenirea și combaterea COVID-19. Asta ar însemna că suma amenzilor depășește cifra de 4 milioane de lei. Despre asta a anunțat ministrul afacerilor interne în cadrul unui briefing de presă. 119 procese au fost înregistrate în privința persoanelor care nu fizice, care nu s-au conformat cerințelor prevăzute de către comisie, cei care au părăsit locul unde urma să se afle în autoizolare, 38 de agenți economici care nu și-au sistat activitatea, și aici mă refer baruri, restaurante, săli de sport, piscine, piețe. Și avem 24 de cazuri înregistrate atunci când șofierii unităților de transport public nu s-au conformat și au îmbarcat în transport mai multe persoane decât au fost scaune prevăzute. Amintim că nerespectarea regimului de carantină se pedepsește cu amenzi de până la 25.000 de lei pentru persoane fizice și cu până la 75.000 de lei pentru persoane juridice. Starea de urgență va fi activă pe teritoriul Republicii Moldova până în data de 15 mai.